Valentin și Albert se tot ceartă de la vasele nespălate. Bă, tu trebuia să te faci de vin jurmă, adevărat. Doamne, ai mereu ceva de comentat în plus. Stai și te rog. Păi stai și te rog frumos. Eu am aruncat-o. Ai spus o arunc, am aruncat-o. Până ai pus mâna pe ea și ai lăsat-o acolo. Haide, te rog, termină-te. Bă, mai mâncam, mă, frate, te rog, ce vine. Te rog frumos, Albert, termină-te. Păi închide-o tu. Lasă-mă poți. Lasă pe zi pe alta, uite cum sunt. Barză. Dar ce vrei, mă? Adevărat. Vrei să faci tu ceva în casa asta? Te montez cu ăsta și vii și mă nebunești cu mine de dimineață. Ia să te nebunesc? Păi tu la ta, mă, vei. Ai văzut cât am spălat? Iar ai ceva de comentat? Păi nu e, frate. Păi da, numai tu ai ceva de comentat. Bă, du-te, mă, și lasă-mă, adevărat, că mă enervezi pe bun. Păi eu te enervezi? Păi faci tu ceva în casa asta, Albert. În emisia live de ieri se încerca lămurirea acestor probleme. Care-i baiul? Eu cu Liviu în toată dimineața aceea am spălat și l-am rugat să spele oala aia, că el era pătura de curățenie. Doar aia rămăsese. Ne-am stabilit acum că separat de curățenia de se face în casă, adică cei care sunt pe tură, fiecare spală oala, tacâmul, ce mai e, etc. Da, de fapt, și regular. Oala era de o seară înainte, nici măcar n-am mâncat paste de alea, erau cu fructe de mare. Mie nu-mi plac fructele de mare. Într-adevăr, am gustat, dar n-am mâncat. Regula este, de fapt, cu vasele la comun, adică dacă facem o oală și a rămas pe tura mea, să spunem, eu o spăl. Păi... Și voi ați spălat toate vasele în dimineața aia, înțeleg. Eu cu Liviu. Și rămăsese o oală. O oală de cu o seară în urmă. Păi și de ce n-ați spălat-o și pare? Pentru că trebuia să spele cine e pe tură. Ideea este în felul următor. Eu, de când am venit aici în casă, până în momentul de față și până o să se termine, mi-am făcut strict poarta mea. Soluția era departe de a fi găsită și începea o nouă ceartă între cei doi. Oala, asta e discuție de cine a fost duminică. Venise. De cine a fost duminică, vă rog? Eu am fost. Ok, trebuia să speli? Nu. Cum pentru că a rămas pătura ta. Păi dar de ce ai lăsat-o? Că... Păi de ce am lăsat? Dacă eu sunt pătură, da? A doua zi las casa... Ascultă-mă, păi da, haide, frate, că argumente de-astea... Păi da, nu e, bă, Valentin, te rog eu frumos. Păi da, nu ia iurea, frate, că dacă tu ești pătură duminică... Asta e un pic, dar să ne uităm că ești pătură duminică. Nu, a fost sâmbătă. Haide să ne uităm. Ia uite, bro. Ok. Sâmbătă, da? Bun, tu ai fost sâmbătă. Liviu Cristian, da? Deci okay. Trebuia să lase, trebuie să... Bun, ok. Dar irelevant, oricine ar fi. Dar okay. Că, uite, că ești, nu știu, că sunt eu, că e Ștefan, că e Alex, că sunteți oricine ar fi pe tură. Trebuie să lase bucătăria ok, da? Știi cum era frumos? Fii atent, știi cum era frumos și cu oala aia? Tu m-ai numit pe mine să spăl oala aia, da? Ok. Tu știi cine a mâncat pasta. Bun. De ce nu te-ai dus frumos? Bă, nu, n-am tu, că tu, nu cum nu, că erai la masă când au mâncat paste. Tu ziceai, bă, ai mâncat ăla. Bă, băieți, din ăștia care ați mâncat paste, care spală oala? Ok, și tu, de ce n-ai făcut asta? Nu e responsabilitatea mea în momentul acela. Păi, cum a fost? Păi și atunci ce responsabilitate aveai tu să-mi zici mie să spăl oala? Nu, atunci lasă oala aici, cu o farfurie de negresă, cu o negresă în ea. Okay, și plus de asta ți-am zis. Așa, eu am spălat cu Liviu. Și ți-am spus doar de oală și farfurie. În ce erau farfuriile alea? Ce s-a mâncat în farfuriile alea? Nu știu, că erau ude. Îți poți da seama un pic. Normal că mă supăr în momentul în care tu știi cine a mâncat paste. Și vii la mine, dar de ce nu te duci la unul dintre cei care a spălat, care a mâncat paste? Din punctul ăsta de vedere, că ai văzut discuția. Zici tu cum e. Din punctul ăsta de vedere că am văzut discuția, într-adevăr, el nu trebuia să vină la tine să speli tu oala. Să spăl eu oala. Da. Dar tu ești subiectiv acum? Păi dacă a fost nu, dar vreau să explicați ceva. La noi, curățenia nu înseamnă că dacă cineva a gătit, ăla care e pătură trebuie să spele vasele altuia. La noi e regula asta. Cum adică? Dacă asta e regula la noi, dar și uite, nu merge. Să ștergem masa, să ștergem blatul ăla, să ștergem blatul ăsta, să fie curat, să dăm cu mătura, să dăm cu mopul, dar nu dacă ai gătit tu, eu, dacă sunt la curățenie, eu să spăl vasele tale. Nu. Noi n-avem tură de mâncare, da. Ok. Și-a rămas pe tura mea, și-a rămas paste în ea, da? Și a doua zi, pe tura lui Albert, s-a golit oala. Nu. Pe ce e nu? Ce-a rămas în oală, pui pe farfurie și ți-ai spălat oala. Ce spui mie astea? Noi așa facem. Băi, știi ceva? Ție-ți place de el și văd că e apare. Altceva nu mai am să vă spun. Da, place maxim, asta e. Nu aveți ce să cauți nici în discuția noastră, Laura. Să fim sinceri. Pentru că vorbim cu el de când cu farfuria aia și a să
vorbească cu voi, dar noi nu avem mai... toate chestiile, cred. Păi nu, dar așa și este. Noi nu ne băgăm peste discuțiile voastre, voi n-ar trebui să vă băgați peste discuțiile noastre. Și eu n-am dreptate cu ce ți-am zis? Cu ce? Cu ce ți-am zis eu, dacă cei care au mâncat paste, da? Ok. De ce nu te-ai dus la ei? La unul dintre ei. De la ce vine la mine? N-am dreptate. A rămas de seară? Nu contează. A rămas de seară? O speli pătura ta. Nu contează. Fiecare trebuie să spele, fiecare trebuie să spele. Nu mai țipa la mine. Fiecare trebuie să spele. Vorbește cald. Farfuria. Vorbește cald că ți-ntorci spatele și vorbești singur. Și tot ce este acolo. Vorbește singur. Da, bravo. Păi dar nu mai țipa la mine. Varianta de copil, gata, am înțeles. Păi de ce mă, de ce țipi la mine? Când? Știi cum ești tu? Păi stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Știi cum ești tu? Ba când vrei să vorbești, da. Știi cum ești tu? Ba când vrei să vorbești și țip la mine, ba când nu vrei să vorbești și pleci. Putem să fim, nu, eu sunt eu cald. Plec. Eu sunt cald. Ai început să te ridica. Păi da, pentru că ți-am zis să nu mai țip la mine și ți-am zis că ți-ntorc spatele. Dar cum să le spăl eu, frate, dacă voi ați mâncat în ele? Voi, o chestie de respect. Dar nu mai vorbi voi. Cine a mâncat? Păi de unde să știu, frate? Eu stau să vă urmăresc la farfurii. Dacă eu îți las ție bucătăria curată și îți las curat, da? Am pretenții să stau cu ochii pe tine. Am pretenții să stau cu ochii pe tine. Că stau și eu cu ochii pe tine, crede-mă. Stau cu ochii pe tine, crede-mă. Crede-mă, de momentul ăsta stau cu ochii pe tine. De ce? De ce nu vrei să-ți faci o chestie? Să urmărești înainte de tura ta să fie curat. Bă, frate, ai ceva cu mine, mă, că m-ai mâncat adevărat. Da, păi numai astea zici, arunci niște bune, nu mai la mișto, nu vrei să deranjezi pe nimeni și vrei să fii sfântul emisiunii. Doamna Mariana încerca să-l calmeze pe Albert să nu se mai arunce în certuri. Dacă v-am lăsat curat. Am pretenția să lăsați și mie curat. Ce are zis asta? Zic că e o chestie de respect. Nu vă mai certați de lui, doamne. Nu are grijă. Oale de farfurii. Bă, și vă certați, faceți. Nu facem nimic. Vorbiți și voi despre altceva. Tascul de asta, ce-ai mâncat. Au și ce mai, că mi-am... Tu ce ai, mă? Ce nu vă mai ajung? Oalele, ce nu vă mai ajung? Bun, hai să o luăm așa, rând pe rând. Doamna Mariana, care este mâncarea care nu vă place deloc? Deloc, deloc, deloc. O mâncare care nu vă place. E imposibil să nu vă placă ceva. Uite, mie nu-mi place spanacul. Dumneavoastră ce nu vă place? Spanacul? Da. Gătiți spanac pentru cei apropiați? Cei care mănâncă? Dacă spanac? Plac, da. Da? Gătiți. Și le spălați și oala după? Da. Ah, le spălați și oala după. Da. Adică dacă nu vă place ceva, dar rămâne oala acolo după ce au mâncat alții, o spălați acasă, nu? Da. Da. La dumneavoastră, doamna Floarea, cum e? Doamna, dar ăla nici nu s-au gătit la băieți, s-au gătit la fete a făcut eu. Ce zici? Uh-huh. Asta cum o cheamă. Nu, te-a întrebat altceva, doamna Gabriela. Și le-a dat oala cu spaghetele alea acolo. Le nu se spală, le lasă și petele și le spălăm noi mamele. Da. Da. Laura, exact. Am înțeles că dacă golești golești oala, dacă mai e o singură porție și pui în frigider o singură farfurie cu ce a rămas dintr-o oală, îl placi pe Albert. Nu cont. Eu am spus adevărul. Cred că n-am mințit nimic. Da. Eu nu înțeleg, doamna Gabriela, de ce este regula asta la ei, ca cineva care este la curățenie este obligat să spele vasele altora. Deci la noi nu există așa ceva. Ba, da. Dar eu aș vrea să vă întreb pe voi altceva. Cât v-ați certat, Valentin și Albert? O cât pauză. Așa, ca timp? O pauză. O pauză de publicitate care poate să fie și de 10 minute, da? Nu chiar de 10 minute. Nu chiar de... Nu, de 15, nu de 10 minute. Ok. Păi în 15 minute spălați 10 oale, nu o singură oală. Adică decât să vă certați pe apa caldă, fraților, nu are nicio mai bine puneați... Dar nu puteați să veniți și să spălați în casa fetelor dacă n-aveați apă caldă? Dar vreți să vă învăț eu cum se spală o oală? Puneți apă în ea, lăsați-o să se înmoaie, o puneți pe aragaz în cel mai rău caz, se încălzește un pic și ați spălat-o într-un minut, e gata. Ce mă cadă? Dar nu înțeleg de ce simțiți așa nevoia să... trebuie să faci tu, să faci tu. Și când să faci tu, nu arăt pe unul dintre voi. Că e povestea asta de la un capăt la altul cu toți băieții. Nimeni n-ar fi mai breaz dintre voi. Nu, Cristian, că te uiți la mine așa. Păi da. N-am dreptate? Da, aveți dreptate. Ei, zic și eu. Ce o să faceți? Bietele femei o să fie slujnicele voastre? Vă luați slujnice acasă sau vă luați femei cu care să împărțiți viața? E o mașină de spălat vase, doamna. Da, să știi că nu toate oalele se spală cu mașina de spălat vase. Da. Nu știu ce să vă zic. Eu nu mai știu cum...
cum să fac față cu voi. Că m-am săturat de discuțiile astea cu curățenia și cu spălatul vaselor. Cum sandwich-uri? Ceva... Mânca sandwich-uri, nu? E mai bine. Bună soluție, foarte bună soluție. Nu, dar cine a adus regula asta? Că dacă faci mâncare, celălalt care e la curățenie să... Păi, dar nu contează, Laura, cine e la curățenie, cine e la mâncare, cine... Ai văzut oala acolo, e nespălată, dă-o încolo că durează un minut să o speli. Nu e așa de mare greutate.